Dacă vrei să scapi de rugina din anumite locuri la mine, vorbim puțin despre mașină, trebuie să iei o folie din asta de staniol. Așa mă și pe să desfac. Mi-am rupt dinții. Fresh, frate, unde ai rugina? Problema nașpa e că eu am și vopsea pe mașină și s-ar putea să ia vopseaua. Da, hai să vedem, frate, măcar dacă se duce rugina. Eu nu o să mă las până nu iese rugina asta. Mamă, văd aici e un pic rugina la suprafață, așa. Cred că aici doar zgrii vopseaua. Da, eu mai tot zici puțin, e și bă. Bă, am zgâriat mașina. Mă rog, poate funcționează mai bine la alte chestii care nu au vopsea pe ele. Și ăsta e doar unul din lifehack-urile pe care le vom testa astăzi. Înainte să vezi clipul, abonează-te, apasă butonul de like și mulțumim oamenilor de la Meshmasters pentru că au ales să sponsorizeze acest clip. Și vă spun și de pe acum că aveți primul link în descriere unde găsiți jocul. Dacă aveți o sticlă de suc și sunteți afară și nu aveți un desfăcător, pentru că cine care după el un desfăcător afară, puteți să vă folosiți mașina. Dacă nu aveți mașină, rugați voi pe cea să vă deschidă portiera să faceți exact asta. Bine, normal ar trebui să faci așa, să tragi odată, dar o să vă învăț cum să faceți să nu stropiți tot cum a făcut Teo. Teo, asta am văzut la tine. Mersi frumos, ia. Noroc, luați-vă și voi ceva să mâncați, să beți în timp ce vă uitați la clipul ăsta. Dacă aveți un cutter care nu mai funcționează și ca să nu vă luați altul, tot ce trebuie să faceți este să deschideți lama asta. Mă rog, normal trebuia un patent, nu faceți cum fac eu. Ok, știi ceva, o să rup de asfalt. Să nu sară în ochi. Și gata, avem un cutter ca și nou. Hai să vă arăt că funcționează. Zi, bă, ce stai de pe aia? Bă, tu vrei să tai ceva? Bă, după am aruncat lama aici. Bă, nu. Ba da, vino încoace. Păi de că oricum s-a dezlipit aici. Tăiem și noi repede cauciucul ăsta. Cutterul funcționează. Te-ai întrebat toată viața ta cum să mănânci tic-tac corect sau când desfaci sticla asta, mă rog, nu e sticlă, containerul ăsta de tic-tac, când să nu torci toate tic-tacurile pe care le ai în mâna tovarășului tău și să zici: "Mamă, nu mai am tic-tacuri." Respectiv să eviți situația asta în care a scăpat 200 de tic-tacuri. Mă rog, sunt negru pe mâini, că ați văzut mai devreme ce am pățit de la geantă. N-am cum să le mai mănânc pastele, bag și aici în Adidas. Tot ce trebuie să faci e să întorci cutia așa, să deschizi capacul și uite-l cum a ieșit domnul. Unul singur. Dai și tu unul. Nu dai tot pachetul. Vine vara, frate, și vrei să o băutură rece cât mai repede. Și ești prost ca mine și ai uitat sticlele astea aici pe masă. Ei bine, tot ce trebuie să faci e să iei niște hârtie din asta, o uzi un pic cu apă, dar nu mult. Luăm sticluța asta, învelim sticluța în șervețelul ăsta și o băgăm la congelator. Cubul de gheață știți că nu intră pe gaura asta de aici pentru că e pătrat, gaura e rotundă. Punem până la jumate, da? Trebuie să punem așa un pic rezemată. Foarte important să nu o puneți să stea așa pentru că după aia nu mai desfaceți capacul. Sucul scoatem în 5 minute, sticla aia vreo 2 ore. Și cât așteptăm să facă gheață sticla aia, hai să vă arăt despre ce e vorba în Meshmasters. Am intrat acum un match cu Fury. O mut pe asta prima. Și am luat thank you. Uite și albastrul ăsta aici cum l-am mutat repede și m-a intrat asta direct la booster. Stai să zic, când dau booster-ul ăsta, s-a terminat șmecheria. Mi se pare foarte fun faptul că Meshmasters este un PvP și efectiv pot să stau aici cu Fury și când ne plictisim ne mai jucăm și noi un match. Na, mă, la. Uite-te la booster-ul ăsta. Diamond booster, puiule. Bă, Nicole, frumos, uite ce învârte el acolo. Piesele. Uite cum mi le-a mutat. Oricum 105 la 48, eu zic că sunt puțin bun. Când o să ai un booster mai maker, dar până atunci vreau să zic că Meshmasters organizează cursa stelelor sau Star Race. Și asta nu e doar pentru Fury, e și pentru voi. Hai să vă explic puțin cum funcționează. Tot ce trebuie să faceți este să vă downloadați jocul din linkul din descriere sau să scanați codul QR să vă jucați Meshmaster activ în următoarele 5 zile și intrați automat în Star Race. Evenimentul la care puteți câștiga dacă luați locul 1, 1000 de euro, 2 și 3. Am zis mai devreme 500 de euro fiecare. Câștigătorul este ales după skill și dacă vă luați jocul chiar acum o să primiți un pack cu asset-uri care o să vă facă viața mai ușoară pe parcursul acestui challenge. Așa că evenimentul a început, hai să ne luați banii. Bă, deja am făcut 1000 de puncte, baftă. Băi, câte boostere, dar le-ai că m-ai nebunit, eu am decât o rachetuță. Fii atent, toate astea sunt diamond boostere și am câteva. Na, nu pot să cred, mamă, caracatițe. Ce s-a întâmplat? Și eu l-am tocmai, dai? Bă, hai, frate, trebuie să joc, trebuie să joci. Ne vedem la copiții, iau banii 100%. Ați văzut toate camerele alea, șmechere de gameri americani. Cu lumini, cu toate astea, vrei să o faci de buget? Îți arată fratele tău cum. Bă, uite ce vârf are carioca asta, ești bă, asta e carioca măcar. E ceară. De fapt, ideea e că îți trebuie carioca, nu ceară, dar hai să vedem dacă merge și cu asta. Dacă nu, îl trecem la fel, dar voi îți faceți cu carioca, că am văzut la mici, păi, că a mers. Și până colorești și asta, poate nu sunteți așa zgârciți și dați voi drumul la butoanele alea de like să curgă. Pentru că dacă vă plac clipurile cu lifehack-uri, mai face fratele vostru. Și încă o dată, mulțumesc Mițu, mulțumesc Teo și mulțumesc TikTok pentru toate ideile astea de lifehack-uri. Ia uite, mă! Da, bă! Stai, mă, că n-ajung. Nu, nu luăm lui asta. Ei, nu știu ce, nu cred că mă ține asta pe bune. S-a întâmplat ceva. Bă, îmi faci scara. Bă, dacă cad peste PC, eu nebunesc. Hai. Bă, mi-e căcat pe spate. Haide, mă. Bă, mi-e căcat pe spate, mă. Te vezi că iau un grigă. Stai aici, stai aici. Da, mă, hai, hai că mă ridic eu pe vârf, da. Așa, bravo. E bine? Bă, credeți-mă că dacă era întuneric se vedea mai bine. Da, hai, bă, bă. Dacă vreți să mâncați mult mai ușor când mergeți la fast food, să nu stați cu asta de cartofi, cu asta de sandwich, cu sucul. Fiți atenți ce faceți. Bă, dar mare cartoful ăsta, bă. Să vezi aici invenție. Asta o foloseam mult când eram mai mic. Fii atent. Deschizi burgerul, da? Ai aici burgerul, aici îți pui cartofii. Ingenios, nu? Bine. De asta ai scăpat, ai o mână liberă. Ăsta îl băgăm pe aici prin mijloc. N-are voie. O mână liberă cu care mănânci, faci orice. Dacă vrei suc, bei suc, dacă vrei cartofi, mănânci cartofi, și dacă vrei burger e mai greu un pic, stați așa. Dacă vrei să mănânci burger,
Arde. Mănânci burger. Eu zic că e o tactică destul de bună, mai ales când mergi în excursie cu tovarășii tăi, stai în autobuz, o mână liberă, stai și mănânci fără nici cea mai mică problemă. Bă, stăteam și mâncam și m-a întrebat Fury, bă, de ce McDonald's invers? Și m-am uitat pe paharul lui, e McDonald's ăsta. Bă, am venit la McDonald's fake, ce se întâmplă? De ce e McDonald's? Lăsați în comentarii că eu habar nu am. Ați văzut că s-a băgat update-ul ăsta nou pe Instagram cu Meta Verified, să vă luați voi bifa, să nu știu ce. Ideea e că puteți să vă păcăliți prietenii gratis, nu cu 84 de lei pe lună, dacă intrați pe TikTok și faceți în felul următor. Nu, salut Bogdan. Filmăm și noi, nu știu, încolo, mașina mea, mașina lui domnul, mașinile astea de pe aici. Dăm aici jos și dăm pe stickers. Căutăm aici verified și luăm bifa asta. O luăm și o punem fix aici lângă numele nostru. Și uite așa ați fost păcăli prietenii, că ai luat verified și că ești o persoană importantă. Am găsit cea mai tare invenție de pe tot YouTube. Efectiv, dăm jos cu sau, o dau jos pentru că am brățușca asta aici abțipit și nu vreau să o obstric. Luăm telefonul și dacă ipotetic să zicem că mergi și tu pe lângă o piscină. Sau cum am pățit eu în Egipt să mă împingă Lino în piscină, da, avem telefonul în buzunar. Am aici un bol cu apă. Băgăm telefonul aici, da? Apucă să intre toată apa în el, îl zgâlțim așa un pic sub apa aici. Și acum, ca să scoateți toată apa din el, mă rog, trebuie să mai și funcționeze asta cu degetul. Intrăm pe YouTube, Water Removal Sound. Nu știu dacă se aude sau dacă se vede, dar aici se fac niște bule. Pentru că telefonul produce niște vibrații acum din cauza sunetelor. Îl lăsăm așa, nu știu, 5 minute. Ah, că tot am bolul ăsta, hai să vă arăt. Următorul life hack, le facem așa pe bandă rulantă, că așa ne place nouă. Luăm un ou, da? Cred că iese puiul din ăsta, că e de foarte mult timp la mine în frigider. Știți că în mod normal nu puteți. Mamă, ce m-a stropit, ești prost. Mamă, ia vino cu. Ia vezi cât a gălbinușul are ăsta, bă. În mod normal nu-l poți apuca, că se rupe așa, vezi, se e mâzgă pe degete, nu merge. N-ai cum să-l apuci pe domnul și nici de gălbinuș. Ia vezi, merge. A, l-am rupt. Mamă, niciodată n-am băgat mâna așa nou. Și că dacă-l băgați în apă, puteți să-l luați, să-l apucați, să vă jucați cu el. Ia uite-l pe domnul, ce-l țin în mână pe gălbinuș. Ia, poți să-l trag după mine așa? Stai mă să-l apuc. Ia, 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 vezi, ia, vezi, ia, vezi. Îl plimbă ca Strong Fury. Ai doar 40 de ani și te joci cu ou. Bă, bagă-l înapoi în apă. Nu ne lăsați să fim bune pentru copiii voștri. Nu mă pot abține, vere, țin un gălbinuș. Ia de. Gata. Ah, ai spart prostule. Hai la următorul life hack. Vrei să faci nouă ochi repede? Nu sta să spargi așa și după aia să cadă ouul, să pice cu coajă, nu frate. Tot ce trebuie să faci e să-i dai drumul de la înălțime și o să vă arăt chiar acum. Pentru că o să se spargă perfect. Să nu-l scap pe lângă tigaie. Bam. Îl lași să iasă și aută, e perfect. Acum cine l-a mâncat, nu știu, că eu nu-l vreau. Dar arată bine și puteți să faceți un ou ochi foarte ușor. Să nu fie tigaia cu ulei încinsă. Vă rog frumos când faceți asta. Au trecut cele 5 minute, hai să scoatem sticla asta de aici din spate de cola de la congelator. Dăm șervețelul deoparte, eu o simt mult, mult, mult mai rece. Și azi facem o comparație cu asta pe care am lăsat-o pe masă. Fiori, te rog frumos, ca să nu zică oamenii că min, atingești tu sticlele. Mă rog, o să le amestec un pic cu spatele, așa. Și îmi zici tu care e aia din congelator și care e aia normală. Asta e aia de congelator. Da, asta e, bine, niciunul nu am amestecat cel mai bine, dar credeți-mă pe cuvânt că merge. Cel mai enervant lucru e când torn cola și iese spumă. Că nu știi, frate, cât ai pus și ți se pare că e suficient că e spumă până aici și suc până aici. Când se duce spuma, ai atâta suc. Enervant rău de tot, fiți atenți, hai să vă arăt cum să faceți să turnați suc perfect. Fii atent, apeși, da, și ușor, ușor o să ridicăm sticla, exact ca la pompă la mașină. Ia uite, ușor, ușor ridicăm sticla și uite cum curge suc. Fără să se facă spumă. Și așa avem un pahar de suc, sper să fie suficient de mare. Știi cum mă simt acum, direct barman. Am început să beau și eu din sticla asta de suc și n-am reușit să-mi termin sucul. Hai să vă arăt cum puteți să îl salvați. Ai nevoie de un șervețel de hârtie. N-are mă cum un șervețel. Eu la Teo am văzut că merge, așa că hai să încercăm. Punem șervețelul aici, tragem de el să-l rupem. Nu așa. Tragem de șervețel așa în jos să-l rupem. Iar n-a mers. Ai, că acu e umed, pe bune e umed. Păi nu, și acum cum scot asta de aici? Să nu scape dopul ăsta. Bine, dacă bag acum un deget, fii atent. Mi-a zis tovarășul că e foame și că are poftă de niște zacuscă. Și borcanul ăsta nu prea poți să-l desfaci. E imposibil de desfăcut. Știți și voi faza cu borcanele. Ei bine, ca să poți să desfaci un borcan, ori folosești o coadă de linguriță și o bagi aici și faci așa, ia. Și acum poți să-l desfaci. Prinzi bine capacul aici în podul palmelor. Și, ah, gata. Nu știu dacă s-auzi pe cameră, dar fiți atenți. 3, 2, 1 și... Ce mă? Bă. Ia miroase asta, te rog. Mamă, nu știu ce e aici. Ia, nu. Îl băgăm înapoi, îl aruncăm direct. Hai la următorul life hack. Ai văzut? Ați văzut toți ultimele modele de mașini care au apărut acum. Dai tabletă în spate, barrels, bagele, bap. Nici nu știu să mai dau exemple, Audi A8 și așa mai departe. Hai să vă rog cum puteți faceți asta mega de buget. Scoatem tetiera, aveți nevoie de o pungă din asta Ziplug. Băgăm tetiera la loc. Nu, întâi trebuie să dau gaură în ea. Nu mergem așa dacă... Eu încerc. Bă, nu mă, bă. Stai mă, bag. Bă, ține-o așa. Și băgăm înapoi tetiera.
Mamă, nu așa. Băgăm înapoi tetiera, suportul avem făcut. Luăm telefonul, avem aici ultimul meu videoclip, băgăm și noi ăsta. Bă, life-ul ăsta e bun dacă mergi la drum lung și n-ai chef să stai să ții telefonul în mână, vrei să dormi, te întinzi pe banchetă și stai să te uiți la clip. Ia uite. Vezi că se aude pe bune bine. Bun, punga asta rămâne aici, că o să o folosesc eu mai târziu. Hai la următorul life hack. Google are un joc secret, dacă nu ai internet, intri pe Google, scrii și tu aici ceva și ți apare jocul cu dinozaurul. Hai să vedem, Fury, ce high score crezi că am eu pe jocul ăsta? Sorim peste cactus frumos, încă o dată. Mă rog, nu sunt eu neapărat. A? Cel mai bun de unul? Hai frate, să te vedem. Păi nu mă apare nimic să sar. E, păi tu ai noroc, Vere, că până acum... Hai. Gata, deja mai luat. Te-a pupat. Mai bun tu. Hai la următorul life hack. Bă, am țipat la ei. Iertați-mă. Ce vreau să-ți arăt acum, vino după mine. Nu o să-ți vină să crezi nici ție. Dacă întind mâinile așa, sunt lung, sunt mare? Ție ți se pare că sunt o persoană înaltă? Bă, da. Cât de lung ești în mâini, atât de înalt ești tu, fii atent. Acum când o să mă ridic de aici, ia uite unde a venit, fix sub degetul tău. Se vede, da? Știi asta? Pe bune, nu știam, nu pot să cred. Te rog, gata. Hai. Nu pot să cred. Ia uite, Fury. De fiecare dată eu când eram la școală și voiam să-mi pun telefonul la încărcat, în mare parte a timpului priza e sus. Și când îți pui telefonul la încărcat, stă frate și atârnă. Bun, să zicem că l-am băgat în priză și eu trebuie să stau așa cu telefonul. Bă, și mi-e frică că cade. Oare ce face asta? Mă rog, îl scoatem și noi pe ăsta. Îl băgăm la încărcat, da? Încarcă. Și fii atent, Fury, faci exact schema asta. Stai că nu mai știu cum era. Pui telefonul pe cablu aici și pui restul cablului pe încărcător. Ia uite cum stă. L-am pus în leagă, Fury. Următorul life hack pe care vreau să vi-l arăt este următorul. Pentru cei care aveți iPhone, sunați aici pe FaceTime, așteptăm să ne răspundă Fury. Și fiți atenți, dacă arătați următoarele gesturi, se întâmplă asta. Dar nu merge. Aha, avem baloanele. Arată ok, gen, un ok. Așa. Așa. Frumos. Acum fii atent, sprijină telefonul undeva, eu acum învăț pe Fury. Și arată două like-uri, gen stânga-dreapta. Frumos. Nu pot să... Nu știai pe asta, nu? Nu, pe asta nu știam. Fii atent și acum arată inimioară cu mâinile. Da, mă, da. Hai să trecem la următorul life hack. Intrăm în conversația mea cu Fury și fii atent. Scriu așa: P-E-W spațiu P-E-W. Ce, mă? Intră și tu mesaje și scrii și ți-ți apare la fel. Ia uite cum face. Asta chiar e tare și mesajele astea au mai multe mesaje din astea encriptate sau nici măcar nu știu cum să le zic. Dacă mai aveți idei de asta, lăsați-mi și mie în comentarii că sunt curios. Vă las primul link în descriere sau scanați codul ăsta QR, nu știu pe unde l-am pus aici sau aici, ca să vă downloadați Smashmaster și să intrați în Star Race. Ideea e că locul 1 o să câștige 1000 de euro, locul 2 500 de euro și locul 3 500 de euro. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina oficială a celor de la Smashmaster de Instagram. Intrați pe joc, luați reward-ul de câștigători și o să revenim cu un email ca să vă anunțăm câștigurile. Money.